în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s fixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Bagheta magică. Oh, Micule Tom, cum ai ajuns aici? A fost floare la ureche. Tocmai am primit bagheta asta magică drept cadou, vedeți? Wow! Nu există așa ceva, să știi. Nu te cred. Hai să vezi. Bagheta mi îndeplinește orice dorință. Uite, astăzi vreau ca școala mea să fie închisă. Asta-i dorința, te diși! Micule Tom, tocmai m-a sunat profesoara ta. A spus că școala a dispărut complet. Ce ciudat! Deci nu mergați la școală? Ei bine, cum? În loc de școală vom merge în parc! Ura! Magie adevărată! Ah, ce minunat! Nu, nu există magie! Sunt doar iluzii! Nu știu ce sunt iluziile. Atunci când ceea ce vedem nu este ceea ce se întâmplă de fapt. Ai văzut vreodată un magician scoțând un iepure dintr-o pălărie goală? Crezi că e magie? Nu, este doar o iluzie. În realitate, iepurele este ascuns în interiorul mesei pe care magicianul își pune pălăria. Capacul pălăriei are o trapă secretă. Și când magicianul își pune brațul în pălărie, apucă iepurele de sub masă și... Tara! Felul în care funcționează un truc poate fi secret, dar fiecare iluzie are o explicație. Vă spun că bagheta mea chiar e magică! Chiar acum aș putea să fac un iepure să sară din acest coș de gunoi! Asta e dorința! Tiriș! Ah, nu asta voiam să fac! Seamănă mai mult cu un câine! Stați! Încă o dată! Asta e dorința! Tiriș! Asta e dorința! Tiriș! Micule Tom, poți să încetezi? O șosețică era îndeajuns și acum sunt râi! Stați, am să vă fac mai mari. Asta-i dorința, Tiriș. Ce? V-ați speriat? Ai curaj să ne alergi doar dacă suntem mici? Wow, sunt imens! Sunt la fel de mare ca micul Tom! Sunt imens! Oh! Lulic! Ai grijă! Cum poți să trăiești așa de înalt? E atât de incomod! Iar eu am crezut că era mai greu când erați mici! Micule Tom, ești pregătit? Hei, cum am ajuns noi să avem 3 câini? Vai de mine! Am visat că cineva mi-a dat o baghetă magică. Și apoi a trebuit să vă fac mari, știți? Și v-a văzut mama. Ce groaznic! Și eu aș fi țipat din cauza asta. Aș fi vrut să am propria mea baghetă magică. Noi, fixichii, nu prea credem în magie, dar credem în ceea ce pot face oamenii, deoarece oamenii fac deseori minuni. Multă vreme, zborul pe cer părea a fi un vis imposibil. Dar astăzi, oricine poate să se înalțe în cer într-un avion. Oamenii obișnuiau să creadă că doar magia îi poate duce pe lună. Dar acum astronauții au ajuns să se plimbe pe ea. În basme, oamenii puteau să se vadă și să comunice printr-o oglindă magică. Dar astăzi avem internetul și telefoanele la îndemână.
frigidere, televizoare, automobile, calculatoare. Există atât de multe lucruri pe care oamenii le-au creat. Lucruri minunate la care doar visau și pe care le credeau basme și miracole. O baghetă magică pentru ce? Întâi aș cânti de la școală azi. Micule Tom, ești gata? Ți-am spus că mergem în parc. Și școala? Nu mă duc azi? Bună glumă! Poate și acesta e doar un vis? Nu! Doar că astăzi e duminică! Asta e magia adevărată! Te-ai abonat la Fixiki? Hai că e simplu! Dai un click și cei mai simpatici prieteni vin la tine în fiecare săptămână, cu descoperiri și aventuri noi! Fixiki. Cutia muzicală. Și când flautistul începu să cânte la flautul fermecat, șobolanii ieșiră din vizuini și l-au urmat. Și de atunci nu au mai fost văzuți niciodată în Hamlin. Și după aceea, ha? Nu mai pot să citesc, mi-au obosit picioarele. Simca, Nolik, acolo se aude ceva. Unde? În biroul tatei, pe masă. E într-o cutie de lemn. Poate e un șoricel înăuntru. Micule Tom, așteaptă-ne aici, mergem să verificăm. Dacă e un șoricel înăuntru, cum îl vom scoate? Răsătoarele astea sunt foarte mari. Eu de ce-ți citeam cartea aia, ha? Ia un flaut, suflă precaut și va pleca numai decât. Și de unde iau eu un flaut? Îl facem! Tu-tu-ru-ru-tu-tu! Ai înțeles? Am înțeles! Stai puțin! Să mergem mai aproape! Vezi? Exact cum ți-am spus! Nu mai sunt șoricei aici! Atunci să mai cântăm puțin ca să nu se întoarcă! Bine! Deci voi făceați gălăgie aici! Oh, bunicule, tu erai! N-am putut să lucrez toată ziua! De la început cineva mi-a ridicat capacul, apoi voi doi cântați pe aici! Simt că am venit cu ideea să cântăm, doar pentru că ți-e frică de șoareci! Wow, ce fel de mașinărie e asta? Păi, tu ce crezi? O râșniță de cafea? Nu. O mașină de găurit? Un scărpinător de picior? Un ce? Ce? Păi, o mașină pentru scărpina picioare. Tu ești mereu pus pe glume. E o cutie muzicală și este minunată. Cutiile muzicale au fost inventate acum mai mult de 200 de ani. De obicei, au înăuntru un cilindru din care ies ace scurte. În fața cilindrului este un piaptăn cu lamele de metal de diferite lungimi. Dacă apeși o lamelă, va face un sunet plăcut. Lamela mai scurtă face un sunet mai înalt, iar cea mai lungă, unul mai jos. Când cilindrul se învârte, acele apasă lamele diferite și se aude muzica. Super! Ce e stricat aici? A sărit arcul! Trebuie să-l împingem înapoi la loc. Mă ajutați? Așa, e mult mai bine. De ce nu pornește muzica? Întâi trebuie să strângi arcul cu o cheie. Tidiș! Știu cine ne poate ajuta. Ei, micule Tom, poți ghici ce mașinărie e? Tăietor de hârtie. O mașină de găurit. Ce glumeț ești! Acum nu spune că e un scărpinător de picior. Atunci nu știu. Atunci învârte cheia și vei afla. Vrei să știi cum se formează sunetele înalte și joase? Pune o riglă obișnuită pe marginea unei mese. Fixează capătul de pe masă și apasă pe celălalt.
Cu cât va fi mai scurtă partea liberă, cu atât sunetul mai înalt. Lamele din cutia muzicală funcționează la fel și clopotele sunt la fel. Cu cât sunt mai mici, sună mai înalt. Sunetul unei viori sau unei chitări depinde de grosimea corzilor. Corzile groase au sunet jos și corzile subțiri au sunet înalt. Contează și cât sunt de strânse corzile. Ia o bucată de sfoară sau de elastic, leagă un capăt de o clanță și trage de celălalt capăt. Cu mâna liberă trage de coardă. Cu cât este sfoara mai întinsă, sunetul e mai înalt. Dacă vrei, chiar poți cânta un cântec. Cred că am înțeles acum. E un player de muzică vechi. Pe aproape, dar n-ai ghicit. Se numește cutie muzicală. Asta am spus. Deci, ce se auzea de acolo, m? Îi serise arcul. Nu asta îmi doream să știu. Cine făcea gălăgie acolo? Tot ce pot să spun e că noi, micule Tom, păstrăm acest secret. Fixiki. Corabia din sticlă. Simca, nu lic! Ia, uitați-vă la asta! Oh, wow! Minunat! De unde ai făcut rost de ea? De pe unul din rafturile din biroul lui tata. Are multe lucruri interesante acolo. Ce tare! Voi fi capitanul! Zici că e o corabie adevărată, cu catarg, frânghii și tot. Și cum au încăput toate acolo, printr-o gaură așa mică? O navă într-o sticlă e ceva nemaipomenit. Vrei să afli cum a ajuns nava în sticlă? Uite așa! Toate coloanele navei sunt pliabile. Înainte ca ea să fie pusă în sticlă, stâlpii sunt împinși și presați pe corpul navei, astfel încât să poată fi introdusă prin gâtul sticlei. Iar odată ce nava e în interiorul sticlei, pilonii și velele sunt deschise din nou cu ajutorul unei ațe. Mâinile pe punte! E o caracatiță imensă pe stânga! Sunt o caracatiță, a? A, păzea! Suntem marinari curajoși! Nu ne temem de furtuni! Micule Tom, fii atent! Hei! Oh, ah! S-a spart? Nu, totul e în regulă! Nu e deloc în regulă! S-a crăpat catargul! Wow! Ce am făcut? Nici o grijă, o putem repara. Adu niște lipici, bine? Poftim, am găsit niște lipici. E genul care lipește lucrurile pentru veșnicie. Nolic, hai să mă ajuți. Chestia asta e atât de murdară. Ce bine, vă mulțumesc, prieteni. Noi marinarii, nu ne dezamăgim, amicii. Piu! Nolic, trebuie să ieși. Te vei îmbolnăvi de la aerul de acolo. Nu mă pot mișca. M-am blocat. Salutare, micuțule Tom. Ce faci cu nava mea de colecție aici? Voiam să o aerisesc puțin. Micule Tom, știi că nu e voie să iei lucruri din biroul meu. Hei, iată, e o miniatură a unui băiat. N-am mai văzut-o până acum. O iau eu, tată, și am să o pun pe raft, bine? Cine a strănutat? Eu am fost, apciu! Ei, bine atunci, fă-ți temele și te rog, nu mai cotrobăi prin biroul meu. Simca, unde te duci? Să-l salvez pe noi. Vin cu tine. Nu ai voie să intri în birou? Așa a zis tatăl tău. Dragă, ți se răcește supa. Vin acum. Nolic, unde ești? Simca, de ce se rotește camera? Pentru că ai inhalat mirosul lipiciului acela. Toată lumea știe cât de puternic e mirosul de vopsele, lipiciuri și detergenți. Dar pericolul cel mai mare nu e mirosul neplăcut. Inhalarea vaporilor de vopsea sau lipici poate da dureri groaznice de cap. Sau mai rău, poți leșina de la ele.
De aceea, atunci când Fixichii trebuie să picteze sau să lipească ceva, își pun o mască de siguranță, numită respirator. Și oamenii trebuie să-și amintească să poarte măști, la fel ca Fixichii atunci când lucrează cu vapori. Să nu uitați că vaporii lipiciului sau ai vopselei sunt inflamabili. E nevoie de o scânteie și BUM! Se poate crea o explozie. Așadar, amintiți-vă să aveți mult aer curat care circulă prin camera în care lipiți sau pictați ceva. Simca! Grăbește-te! Stai așa, Nolik! Te voi scoate de acolo! Nolik! Nolik! Ah, ești în viață! La stânga! La dreapta! Repede, repede! Ah, nu contează! O să fie bine! Nolik! Știi cine sunt? O caracatiță uriașă! Fixichii! Pușculița. Micule Tom, ce ți-a venit să arunci banii? Nu asta făceam, îi strâng. Asta e o pușculiță. Oh, uite încă o monedă. Nu-mi place botul lui. Porcul ăsta nu pare deloc de încredere. Ești sigur că banii sunt în siguranță cu ea? Nu-ți face griji. Orice pun în această pușculiță nu va putea ieși din ea. Această pușculiță nu va scăpa un leu. Ce porcușor lacom! Haide, Nolik, simt că trebuie să-ți fi spus cum funcționează o pușculiță. Oamenii au creat pușculițele pentru că au vrut un loc sigur pentru a-și păstra monedele. Pentru sume mai mari, oamenii folosesc seiful, o cutie metalică mare cu o încuietoare foarte puternică. Acest tip de pușculiță e aproape imposibil de deschis. Cele mai mari seifuri se află în bănci. Băncile le folosesc pentru a depozita banii clienților și alte lucruri. Există seifuri în bănci care sunt cât o cameră. Ai nevoie de o mulțime de monede pentru a umple o pușculiță ca asta. Și pentru ce strângi toți banii aceștia? Pentru o pereche de role. Cât de mult trebuie să strângi? Nu știu, nu văd dacă am destul înăuntru. Atunci deschid-o! Dar nu am cum să fac asta. Singura modalitate de a scoate banii e să o sparg. Deci sparge-o! Nu vreau! Nu voi mai avea în ce să-mi strâng banii. Dar dacă ai deja destui bani pentru role? Și dacă nu am? În regulă! Atunci voi număra eu banii pentru tine. Tiriș! Da, Micule Tom, ai o avere aici! Există multe tipuri de bani și nu sunt doar monede. Acum multă vreme, oamenii plăteau cu scoici, piei de veverițe sau chiar cu pene de papagal. Și desigur, monedele din metal sunt cele mai convenabile. Și banii de hârtie sunt chiar mai convenabili decât monedele. O bucată de hârtie poate valora 100 de monede sau chiar 1000. Tot ce trebuie făcut e să imprimăm mai multe zerouri pe ele, atâta tot. Astăzi oamenii pot plăti pentru aproape orice, fără bani de hârtie sau monede. Dacă ai suficienți bani în bancă, poți merge într-un magazin, îi poți da casierului cardul bancar și poți lua produsele cu tine fără să îi oferi bani sau monede. Banca știe câți bani ai cheltuit și va plăti ea magazinul mai târziu. Este atât de convenabil. Deci, poți să-i numeri? Încep acum! O monedă și două monede. Stai, Nolik, cum o monedă, două monede? Ce numere acolo? Trebuie să adun toate numerele scrise pe ele. Ha, trebuia să-mi spui asta înainte. E, nu știu cum să o fac. Da, mă gândeam eu. Ești acolo? Ha! 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 Ce pot să fac? Ce-ar fi să pui monedele una pe alta ca și când ar fi o scară? Am început deja să fac asta.
ce nu încerci să întorci pușculița invers? Rezistă! Stop! Sunt îngropat! Pune înapoi cum era înainte! E și mai rău! Lasă pușculița jos! Nolik, stai acolo, te rog! Mă duc să iau ața să te pot scoate! E prea departe! Hei, micule Tom, sparge pușculița! Cum? Te rog, sparge pușculița! Dar îmi place! Ce, de mine nu-ți place? Bineînțeles că te plac! Păi, va trebui să alegi! Ești prietenul meu, nu-i așa? Așa e! Atunci sparge pușculița! Bine, Nolik, am să o fac! Nolik, ești bine? Sunt bine. Mulțumesc, micule Tom, mulțumesc, prietene. Nici o problemă. Măcar acum pot să numeri câți bani ai strâns. Nu am de ce să o fac. În niciun caz nu sunt de ajuns pentru o pereche de role. Ești sigur? Ce păcat. Dar acum că ai toți banii aceștia, îi poți folosi să-ți cumperi o pușculiță nouă. Dulciuri. Drăguț ochi vânăt. Micule Tom, ai căzut? Cum te-ai lovit la ochi? M-am certat rău cu Ionuț. Oh, wow! Cum ați reușit? Din ce cauză v-ați certat? Ne-am contrazis cine e mai tare. Un pilot sau un boxior? Un pilot de curs e mai tare. Desigur! Asta i-am spus și eu. Dar Ionuț a vrut să mă convingă că e invers. Ei? M-a convins destul de bine. Nu vezi? Nu demonstrați nimic dacă vă bateți. Ce profesie? Un boxer? Da, dar tatăl tău are o profesie uimitoare. E jurnalist. Poate să călătorească prin diferite țări și să aducă tot felul de lucruri amuzante. Îl poți vedea și la televizor. Nu. Ce vrei să spui? Boxerii sunt mai tari. Toată lumea se teme de ei. Nu fi trist, micule Tom. Ia o bomboană. Mi-a venit o idee! Ce zici de un degustător? Cea mai tare meserie! Și ce anume degustă? Un degustător este cineva care testează gusturile alimentelor. Dar de ce? Vor să afle dacă mâncarea e delicioasă și din ce aromă e compusă. Grozav! Ce meserie tare! Dar nu oricine poate deveni un degustător. Ba eu pot! Atunci să vedem! Deschide gura și închide ochii! Încearcă să-ți dai seama ce aromă e în interiorul acestei bomboane. Căpșuni! Așa e! Foarte bine, micule Tom! Și asta? Are gust de portocale. Ai greșit de data asta, era cu lămâie. Da, micule Tom! Dacă vrei să fii un degustător, va trebui să te antrenezi din greu. Bine, atunci! Zmeură? Foarte bine! Simca, cum se face că bomboanele sunt dure la exterior și pline de lichid pe interior? Nu schimba subiectul, te antrenezi! Ia! Bomboanele se fac astfel. Se fierbe un sirop dulce până devine gros și elastic. Apoi se toarnă amestecul prin niște tuburi lungi care arată ca niște tăiței. Tuburile se răcesc și încep să devină mai tari. Iar atunci, tuburile sunt umplute cu aroma de fructe și apoi tăiate în bucăți. Totul trebuie făcut rapid, înainte ca tuburile să apuce să se întărească complet. Și așa se fac bomboanele care sunt tari la exterior și moi în interior. Aș vrea să spun căpșuni, doar că nu pot să-mi dau seama deloc. Au! Ce s-a întâmplat? Dintele meu!
Am auzit greșit? Sau a strigat cineva? Oh, am înțeles. Haide, să ne uităm la dintele tău. Un degustător trebuie să aibă cea mai delicioasă profesie din lume. Degustă tot felul de lucruri, cum ar fi brânzeturi și ciocolată, și decide care sunt cele mai gustoase. Toate lucrurile sunt degustate, chiar și apa, deoarece și apele au gusturi diferite. Există și degustători care nu degustă alimente și băuturi, ci mirosurile lucrurilor, precum deodorante sau parfumuri. Nu toată lumea poate deveni degustător. Trebuie să fii capabil să deosebești toate gusturile și mirosurile. De asemenea, trebuie să știi când e timpul să te oprești, altfel ți se poate face rău și îți poți pierde abilitatea de a deosebi gusturile. De aceea, degustătorii au mușcături foarte mici de mâncare și sorbituri foarte, foarte mici. Dacă ai vreodată o carie, e bine să ai o mamă care e medic-dentist. Așa este! E un dentist bun! Îl va scăpa imediat de carie! O să-i scoată dintele cu totul! Deci, ți-a scos dintele? Nu, mi-a dat niște medicamente cu care să mă clătesc. Te mai doare dintele? Da, mă doare puțin. Hei! Acum știu cine e mai tare decât un boxer! Cine? Cine oare? Un dentist! Chiar și boxerii se tem să meargă la dentist!